Bună dimineața! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube Povești pentru copii, poveștile Cristinei. Mă numesc Cristina Budulai, sunt psiholog și vă dau un bun venit la o nouă poveste. Ea se numește Casa cu 1000 de oglinzi. Cu mult timp în urmă, într-un orășel din Dacia Land, exista o casă cunoscută sub numele de Casa cu 1000 de oglinzi. Într-o zi, un cățeluș mititel, vesel din fire, aflând de această casă, s-a hotărât să o viziteze. Bucuros că a ajuns la destinație, sărind fericit pe scări, a intrat în casă. S-a uitat pe hol, dând din coadă, cu urechiușele ciulite de emoție, când, ce să vezi, surpriză! S-a trezit că era privit de alți 1000 de cățeluși fericiți și prietenoși care dădeau din coadă ca și el. A zâmbit și a primit înapoi 1000 de zâmbete, la fel de calde și prietenoase. Era normal, doar era casa celor 1000 de oglinzi. Când a plecat, s-a gândit: este un loc minunat, mă voi întoarce să-l vizitez și altă dată. În același orășel, alt câine, care nu era la fel de fericit și prietenos ca primul, s-a hotărât și el să viziteze casa. A urcat cu teamă scările, apoi cu coada între picioare și cu capul plecat, a intrat în casă. Când a văzut 1000 de câini neprietenoși uitându-se la el, s-a speriat de i s-a zbârlit părul pe spate, mârâind și arătându-și colții. Când ceilalți 1000 de câini din oglinzi și-au arătat și ei colții, a fugit speriat. Odată ieșit afară, s-a gândit: e un loc îngrozitor, nu mă mai întorc acolo niciodată. Morala: toate chipurile sunt oglinzi, lumea este ca o oglindă. Dacă vei arăta lumii o față acră, lumea îți va arăta la fel o față acră. Dacă vei zâmbi, lumea îți va zâmbi și ea. Mai mult, dacă vei arăta lumii întotdeauna caracterul tău frumos, lumea și viața îți vor arăta partea frumoasă. Vă mulțumesc, dragilor! A fost o scurtă poveste care sper eu să vă fie de folos și să vă ajute cumva. Vă doresc o zi și o săptămână minunate! La revedere!